al lui Dumnezeu care singur este înțelept să fie slava prin Iisus Hristos în vecii vecilor. Amin. Oare de ce scria Apostolul Pavel aceste cuvinte ca slava să fie a lui Dumnezeu prin Iisus Hristos? Cred că datorită faptului că înțelepciunea lui Dumnezeu s-a arătat prin planul realizat în Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea Dumnezeu, așa cum vedem în Apocalipsa, Dumnezeu Tatăl împreună cu Fiul merită să fie slăvit în vecii vecilor. Amin. Vom continua studiul nostru, lucruri de preț. Astăzi, înțelepciunea, un lucru de preț. Și vom vedea că înțelepciunea prezentată în Scripturi este mai mult decât inteligență filozofică. Asta pentru că unii cred că Dumnezeu a împărțit darul în două, la evrei le-a dat cuvântul și la greci le-a dat înțelepciunea. Vom vedea din Scripturi și de altfel noi ca și credincioși știm aceasta că înțelepciunea la care se referă Sfânta Scriptură diferă de cunoașterea rațională, de o memorie bună. Înțelepciunea sfântă este abilitatea cunoașterii adevărului și adevărul este etern. Mai mult, înțelepciunea stăpânește orice situație practică și știe întotdeauna ce principiu trebuie aplicat, ce trebuie făcut într-o anumită împrejurare. Să ne amintim de pilda celor 10 fecioare, spuse Domnul Hristos. 5 din ele au fost înțelepte, pentru că și-au luat toate măsurile ca să aibă parte de nuntă. Celelalte, deși au făcut multe pregătiri, deși luând în calcul întreaga situație aveau drept, au putut să aibă multe aturi, dar n-au știut să se pregătească în așa fel încât să aibă parte de un final bun. Din acest punct de vedere putem spune că înțelepciunea este un pom, nu doar fructe. Adică au și oameni în diverse ocazii înțelepciune, dar le lipsește pomul. Ceea ce ar însemna să aibă întotdeauna. Înțelepciunea este un izvor, nu doar apă. Și asta citim din Cartea Sfântă, mai întâi Proverbe, capitolul 3, versetele 13 la 18. Fericit de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere, căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Cum să nu fie înțelepciunea un lucru de preț când e mai de preț decât aurul? Ea este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este viață lungă, în stânga ei bogăție și slavă. Căile ei sunt niște căi plăcute, toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Ea este un pom de viață, adică împlinește viața în toate dimensiunile ei. Pentru cei ce o apucă și cei ce o au, sunt fericiți. Doamne, dă-ne-o și nouă. Aceeași idee este scrisă și în Proverbe 16:22. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are. Adică știe cum să-și administreze viața în orice împrejurare. În schimb, continuă versetul, pedeapsa nebunilor este nebunia lor. Adică nu trebuie omul pedepsit, doar e suficient să lipsească înțelepciunea pentru că va face diferite greșeli, mai mici sau mai mari. Citim și din Cartea Profetului Isaia, capitolul 33, un pentru cei ce cunosc cu adevărat prețul lucrurilor. Isaia 33, versetul 6. Zilele tale sunt statornice. Înțelepciunea și priceperea sunt un izvor de mântuire. Frica de Domnul, iată, comoara Sionului. Știți că înțelepciunea duce la frica de Domnul, frica de Domnul duce la înțelepciune, sunt asociate și sunt o comoară pentru poporul lui Dumnezeu. Din nefericire, mulți oameni n-au parte de înțelepciunea care vine de sus. Trist este că și cei din poporul lui Dumnezeu
nu sunt în stare să lucreze cu înțelepciune, fie nu cer, fie nu ascultă. Mi-am amintit încă o dată de acel bătrân din Apuseni, care l-am cunoscut bine, și-a pus mâinile peste mine atunci când am fost pus în slujbă. Mi-a rămas drag pentru blândețea care o avea, așa cum scrie despre înțelepciune, pentru jertfirea care a avut-o acolo în munții noștri. Avea dumnealui o vorbă. Mă mir, zicea el, că nu mi s-au rost picioarele până la genunchi cât am umblat pe jos. Cutreiera, oamenii nu sunt înțelepți, că încerca să-i lămurească cu toată bunăvoința. Nu mi-amintesc să-l fi auzit strigând vreodată. Și în final, când abandona pe cineva, de regulă, mai în șoaptă rostea cuvintele, greu-i să fii cu minte. Să ne dea Dumnezeu harul să fim cu minți, adică înțelepți. Pentru că înțelepciunea, așa cum spuneam, te ajută toată viața, dar ce-i mai frumos, în final îți oferă mântuirea. Și dacă nu o dă Dumnezeu, oamenii nu au de unde să o obțină. Iată ce citim în cartea Iov, capitolul 28, de la versetul 12. Dar înțelepciunea unde se găsește? Unde este locuința priceperii? Omul nu-i cunoaște prețul. Ea nu se găsește în pământul celor vii. Adâncul zice, nu este în mine. Și marea zice, nu este la mine. Ea nu se dă în schimbul aurului curat, nu se cumpără cântărindu-se cu argint, nu se cântărește cu aurul din Ofir, nici cu onixul ce scump, nici cu safir. Nu se poate asemăna cu aurul, nici cu diamantul, nu se poate schimba cu un vas de aur ales, mărgeanul și cristalul, nu sunt nimic pe lângă ea. Înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele. Topazul din Etiopia nu este ca ea și aurul curat nu se cumpănește cu ea. De unde vine atunci înțelepciunea? Unde este locuința priceperii? Este ascunsă de ochii tuturor celor vii, este ascunsă de păsările cerului, adâncul și moartea, zic, noi am auzit vorbindu-se de ea. Dumnezeu îi știe drumul, El îi cunoaște locuința, căci îl vede până la marginile pământului, zărește totul sub ceruri. Când a rânduit greutatea vântului, când a hotărât măsura apelor, adică înțelepciunea ce a folosit Dumnezeu în creație, când a dat legi ploii, când a semnat drumul fulgerului și tunetului, atunci a văzut înțelepciunea și a arătat-o. I-a pus temelie și a pus-o la încercare, apoi a zis omului, iată, frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea, depărtarea de rău este priceperea. Doamne, dă-ne, te rugăm. În cartea Proverbe, de asemenea, avem un cuvânt bogat legat de mântuire și rezultatul ei final, ca înțelepciune, 28 cu 26. Cine se încrede în inima lui este un nebun, adică planurile oamenilor niciodată nu sunt perfecte. Dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Aceeași idee este luată în Noul Testament, 1 Corinteni, capitolul 1. Citim din nou câteva versete pentru a vedea unicitatea, nu doar superioritatea înțelepciunii. Aceasta încă de la început, ca să ne dăm seama de prețul incomparabil al înțelepciunii. 1 Corinteni 1, citim de la versetul 18. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit o cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Și se încheie textul cu versetul 30. Și voi prin El sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi, în primul rând, înțelepciune. Pentru că trebuie să pricep ca să poți primi mântuirea. Apoi, neprihănire. Când crezi, primești neprihănirea, sfințire și răscumpărare. Pentru că, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. Adică să laude pe Domnul pentru înțelepciunea sa, slăvit să fie Domnul. Dacă am discutat despre mântuire, și asta se întâmplă pe acest pământ,
nu mulți oameni vor fi gata să se plece și să asculte. Deși aproape toți oamenii, mai cu seamă în vremea noastră, se cred înțelepți. Se spune că un om înțelept, nu mai știu exact în ce domeniu lucra, dar oricum era în prima categorie, dacă putem numi așa, ca și realizări, ca și limbaj, capacitate intelectuală, s-a dus să-și petreacă concediu undeva pe un lac și acolo era plimbat de un barcagiu ce făcea serviciul local și omul nostru de știință, obișnuit ca în celelalte zile, a început să discute despre diverse domenii cu barcagiul. L-a întrebat de Newton, l-a întrebat de Zeppelin, bietul om nu știa. Până la urmă l-a sfidat și a spus, o să mă plictisesc cu tine și toată ziua, că tu nu ești în temă cu descoperirile științei din ultimele secole, cu invențiile oamenilor. Și barcajul a zis, eu atâta știu, asta am învățat de mic, de aici îmi câștig existența, știu când vine furtună, mă ghidez după semnele cerului, mă trag la mal, ăsta mi-e serviciu. Dar la un moment dat i-a surprins pe amândoi o defecțiune tehnică la barcă. Și acum are cum să se scuze, zice barcagiul, auzi, Newton a tău sau Zeppelin te pot ajuta? Zice, da, legile lor funcționează, dar nu aici, așa, trebuie aplicate. Dar tu știi să înnoți? Zice, asta nu. Și am trăit într-o zonă departe de apă. Ei, acum numai asta ne mai scapă. Moment în care barcagiul sare în apă, zice, hai și tu, dacă vrei. Asta este marea problemă a oamenilor. În primul rând legat de mântuire și în al doilea rând legat de viață. Oameni înțelepți, doctorate și divorțează. Eminențe de oameni se ceartă, beau, se droghează și așa mai departe. Pe de o parte îi spune că sunt înțelepți și când îi cauți, când intră apă în barcă, îți dai seama că ei erau buni numai în bune condiții, optime, în rest. Și aici intră pe rol înțelepciunea. Când mințile oamenilor se blochează, când ajung în situații critice, că toți oamenii știu ce au de făcut, până când nu mai știu. Și atunci se întreabă, s-o deznădăjduiesc, alții își pun capăt zilor, alții se lamentează sau se resemnează în fața eșecului. Haideți să privim în această seară o dată în plus la valoarea înțelepciunii de sus. În așa fel să o apreciem încât niciunul dintre noi să nu fie lipsit de ea. Înțelepciunea de origine divină este asociată potrivit Scripturilor cu smerenia și pe drept așa, fiindcă ea nu este producția noastră, nu este o emanație a gândirii noastre și este venită în mod absolut de la Dumnezeu. Spune Scriptura în Cartea Proverbe, capitolul 11, versetul 2. Când vine mândria, vine și rușinea și se întâmplă adesea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți și numai cu ei. În profetul Ieremia, capitolul 9, versetul 23, citim: așa vorbește Domnul, înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere. Deci dacă ar avea un om cu ce să se laude, măcar că și asta e o laudă tot pentru Domnul, dar ceea ce în primul rând are preț, să se laude că are pricepere. Sau mai corect spus, să laude pe Dumnezeu că i-a dat pricepere, că e mai valoroasă decât înțelepciunea, lumea acesteia, decât tăria fizică, decât bogăția. Să se laude că are pricepere, că mă cunoaște, știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în acestea găsesc plăcere eu, zice Domnul. Înțelepciunea de sus este net superioară înțelepciunii umane. Spune Scriptura, Romani 1 cu 22, căci s-au dedat la gândiri deșarte, adică și-au permis să-și extindă viziunea gândirii. S-au fălit că sunt înțelepți și au
înnebunit. Ce înseamnă asta? I-a lovit o boală psihică? Nu. Se referă la faptul că au scos datele reale din mintea lor cu care ar trebui să opereze și au introdus alte date și toate calculele fac cu noile date, care sunt strict limitate la domeniul fizic, material, uman. Asta e nebunia care i-a lovit pe oameni. Înțelepciunea care vine de sus e net superioară și înțelepciunii demonice. Să ne amintim de Iosif în Egipt, care a fost înzestrat de Dumnezeu cu înțelepciune. Care din ghicitorii Egiptului, din vrăjitorii, care au fost întotdeauna la curtea lui Faraon, au putut să anticipeze foamea ce va fi? Care din ei a avut un plan atât de bun? Dumnezeu l-a luminat și pe Faraon și m-a spus, putem găsi un om mai înțelept ca acesta? Dar înțelepciunea lui Iosif venea absolut de la Domn. El a și afirmat aceasta, citim în Cartea Genesa, capitolul 41, atunci când a fost chemat să tălcuiască visele lui Faraon. Versetul 16, nu eu, Dumnezeu este acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon. Versetul 38, am putea noi să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Înțelepciunea divină este net superioară oricărei alte surse de înțelepciune. Să ne amintim de evenimentele din cartea lui Daniel. Care din magii, din cititorii în stele, din toți haldeii, și acolo era spuma vremii, acolo era adunată toată clica demonică, ca să tragă sforurile pe tot pământul cunoscut atunci. Erau interese, demonice în primul rând, apoi de ordin uman. Daniel însă și cei trei, spune Scriptura, după ce Domnul le-a dat înțelepciune, Daniel 1:17, în orice chestiune erau de 10 ori mai înțelepți decât ceilalți, din toată împărăția. Magii și-au dat examenul cu ocazia visului și cu ocazia scrisului de pe zid. Toți au fost descalificați. Pentru că scrie aici în Daniel capitolul 5, și asta au ajuns să știe și cei din curtea regală, 5:8, toți înțelepțiul împăratului au intrat, dar n-au putut nici să citească scrisoarea și nici să o tâlcuiască împăratul. Versetul 11, în împărăția ta este un om care are Duhul Dumnezeului celor sfinți și pe vremea tatălui tău s-a găsit la el lumini, pricepere și o înțelepciune rețineți dumnezeiască. Pentru că deși Daniel primise înțelepciune atunci când a fost vorba de visul din capitolul 2, el s-a rugat, Doamne, Tu ne poți descoperi. De aceea este evident că Dumnezeu este mai puternic decât toate forțele diavolului și decât toți oamenii. Și ceea ce este important de reținut sub acest aspect, și asta dovedește calitatea înțelepciunii, nu numai că e superioară celei demonice și umane, are capacitatea să descoperă întotdeauna din ce sursă vine un cuvânt sau o lucrare. Înțelepciunea de sus descoperă dacă este acolo doar o minte umană implicată sau este o influență demonică. În fond, dacă este lucrarea lui Dumnezeu sau nu. Citim în cartea Apocalipsei și astea sunt evenimentele de maximă bătălie între puterea binelui și a răului. Apocalipsa 13, versetul 18. Aici e înțelepciunea. Am putea spune că este unul dintre ultimele examene care le va da înțelepciunea pe acest pământ. Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere? Înțelepciunea în întreg pachetul ei are multă pricepere, știință. Să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666.
Întoarcem două pagini, capitolul 17, versetul 9. Aici este mintea plină de înțelepciune, care reușește să tâlcuiască aceste înscrisuri profetice. Este ceva ca și în sala de ospăți a lui Belșațar. Toți se uită, văd, ori nu pot citi, ori nu pot tâlcui. Aici este mintea plină de înțelepciune, cele șapte capete sunt șapte munți pe care șade femeia, sunt și șapte împărați. Observați cum sunt lucrurile Dumnezeu, cât sunt decodificate. Șapte munți, șapte împărați. Aparent, se complică. Și chiar dacă oamenii au tot rudit să descoperă, numai cei măzestrați Domnul cu înțelepciune vor putea să știe aceste lucruri la vremea lor. Oamenii rămân de rușine de fiecare dată, pentru că înțelepciunea lui Dumnezeu depistează orice lucrare străină și lucrarea asta în Apocalipsa a fiarei se va prezenta sub titulatură sfântă. Va crea impresia că este lucrarea lui Dumnezeu. Și aici este marele preț al înțelepciunii pentru vremea din urmă. Cei înzestrați de Dumnezeu cu înțelepciune vor reuși să deosebească lucrarea adevărată de lucrarea falsă. Avem nevoie de înțelepciune. Ăsta e motivul principal pentru care înțelepciunea trebuie să o cerem în vremea aceasta. Pentru că lucrări de rătăcire, în capitolul 13 scrie despre fiară, în capitolul 17 despre femeie, este o combinație politico-religioasă prin care oamenii vor fi amăgiți într-o măsură foarte mare, cei mai mulți. Și doar cei ce au înțelepciunea lui Dumnezeu vor vedea unde este greșeală. Vor putea să depisteze și să înțeleagă lucrurile. În al doilea rând, înțelepciunea este necesară în întreg planul vieții sfinte, în ispite și în slujire. Pentru că până să dăm această ultimă bătălie, noi avem de-a face cu ispite zi de zi. Slujirea noastră necesită foarte multă înțelepciune. Adică noi operăm în lumea spirituală. Ne întâlnim cu demoni frecvent, slujim printre îngeri adesea, putem fi influențați de duhuri înșelătoare sau trebuie să fie peste noi Duhul lui Dumnezeu și o relație corectă cu Dumnezeu, în același timp spun corect în sensul de a nu avea nicio legătură cu lumea întunericului, poate fi dată numai de înțelepciune. Citim din Iacov, capitolul 3, cuvintele apostolului care accentua diferențele. Iacov, capitolul 3, de la versetul 13. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Și poate noi toți am ridicat mâna sus. Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Adică înțelepciunea se vede în fiecare oră. Dacă aveți însă în inima voastră pisma amară și un duc de ceartă, să nu vă lăudați să vă mențiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus. Și este pământească, firească, drăcească. Deci dacă cineva e suficient de abil și știe să dea replici și să fenteze sau are răutate, dar poate să-și o mascheze, nu este înțelept să spună, ai văzut, nu m-a observat, nu și-au dat seama. Și-a dat seama diavolul și te-a bifat. Umbli cu marfă de-a lui și Dumnezeu nu te recunoaște. Versul 16, căci acolo unde este pismă, duc de cearte, se tulburare și tot felul de fapte rele. Deci înțelepciunea trebuie să ne ajute ca să nu fim stăpâniți de niciuna din aceste stări. Înțelepciunea care vine de sus este curată, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Se vede diferența între viața unui asemenea om și altuia care e marcat de cele scrise în versetul anterior, pismă, ură? Sigur că se vede. Iată de ce este nevoie să fim înțelepți.
Asta este înțelepciunea de care aminteam încă de la început. Nu să-ți fugă mintea doar să faci afaceri, să știi să vorbești. Să ai capacitatea să birui în ispită, să dovedești un caracter dumnezeiesc. Pentru că altfel suntem niște înțelepți proști, care știm să învârtim lucrurile, numai că ne învârtim pe noi, tot cu capul în jos. Și iar am căzut în ispită. Da? Culmea este că niciun nebun nu recunoaște că e nebun. După cum spuneam că, în general, oamenii nu recunosc faptul că le lipsește înțelepciunea. Chiar atunci când se manifestă într-un mod păcătos. Păcatul, la urmă, este o nebunie. N-a zis David după ce a făcut numărătoarea, a nu cred ca un nebun, dar în ce a constat în numărătoarea? N-a greșit la calcule? Când a socotit pe triburi? Nu. În ceea ce a vrut să fac. Deși Ioab a vrut să-l oprească, dar pe moment a căzut în acea ispită. Vreau să citim și din cartea Exod, în legătură cu lucrările sfinte. Fie că este vorba de o cântare, de predică, de un îndemn pe care îl dăm, și aici tot înțelepciunea trebuie să-și facă lucrare. Altfel, degeaba suntem buni muzicieni și culegem cântări de pe piață. Nu ne dăm seama nici ce efecte are un anume ritm al muzicii. Mulți nu sunt atenți nici la cuvinte. Mulți nu iau în calcul cine a cântat o anumită cântare. Le place. Adică nu au capacitatea să deosebească. În Exod, capitolul 31, citim de la versetul 3 că atunci când a fost construit cortul și să ne gândim că nu se mai făcuse așa ceva până atunci. Deci nu a avut o monstră nicăieri, doar ce le-a spus Moise, care a văzut pe munte chipul. Dar scrie aici, sunt cuvintele lui Dumnezeu, despre Bezaleel, l-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duc de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. I-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meșteșujite, să lucreze în aur, în argint și în aramă. Să sape în pietri, să le lege, să lucreze în lemn, să facă tot felul de lucrări. Puteți spiritualiza aceste lucruri. Să lege în pietri, adică să unească oamenii, să-i organizeze, să le vorbească, să știe să-i ridice. Ce a fost atunci în plan fizic, putem să luăm acum în plan spiritual. Dar asta numai în condiția înțelepciunii lui Dumnezeu. Dar dacă într-o adunare oamenii se dezbină, fiecare vrea să-și arate capacitatea sa, să cotește că altul este incapabil, sunt astea de natură divină? Nici vorbă. Tot de aici, din cartea Exod, citim din capitolul 35, versetul 31, unde se rea cuvântul despre Bezaleel, și trecem apoi în capitolul 36, ca să vedeți că Dumnezeu a dat la mulți alții, dar ca să-l ajute, Bezaleel, Oholiab și toți bărbații scuțiți în care pusese Domnul înțelepciune și pricepere, ca să știe să facă lucrări înduite pentru slujba Sfântului Locaș, au făcut totul după cum poruncise Domnul. Interesant, scrie aici, Moise a chemat pe Bezaleel, Oholiab și pe toți bărbații scuțiți, în mintea cărora pusese Domnul pricepere, și anume pe toți cei cu tragere de inimă la lucrul acesta ca să-l facă. Iată care a fost și partea lor, acea tragere de inimă. Și Dumnezeu le-a dat înțelepciune, adică lui Dumnezeu i s-a meritat acea investiție în ei. Pentru că au fost oamenii ce s-au apucat de lucru și l-au finalizat cu bine. Să dea Domnul înțelepciune celor ce slujesc local sau merg în misiune. Tinerilor care cântă, învățătorilor, toți au nevoie de înțelepciunea de sus. Asta nu înseamnă numai să iei o carte și să faci o schiță. Să iei o carte pentru copii și să poți să faci un joc. Pentru că sunt multe rele. De exemplu, le spuneam la învățători, evitați jocurile cu zarul. Creează în mintea copiilor ideea de hazard, de întâmplare. La Dumnezeu nu este absolut nimic întâmplare. Dar ce să facem? Rugați-vă Dumnezeu să vă dea înțelepciune, să știți
Ce jocuri să alegeți? Să puteți să deosebiți ceea ce găsiți în vreo carte sau alta? Aici se impune înțelepciunea. În a putea să biruim ispitele și în a putea să slujim pe Domnul așa cum este plăcut Lui. Și în al treilea rând, tot pentru a vedea valoarea înțelepciunii, observăm că înțelepciunea este necesară în toate activitățile pământești. Este arta de a gândi și a face cel mai bine orice lucru. Mi-amintesc că vedeam odată cu trenul de la Cluj la Arad și când ne-am urcat la Cluj, în fața mea stătea un bărbat și a venit un altul, poate ceva mai în vârstă decât el, s-a uitat la numărul locului și a verificat încă o dată pe bilet. Întâmplător am urmărit scena. Se apropie încet de el și îl întreabă: nu vă supărați, vă uitați care este locul dumneavoastră pe bilet ca să mă duc să-l ocup eu, să nu vă deranjați. Dar în același timp să nu ocup cumva locul altuia și să fiu nevoit să mă mai mut. La care omul n-a știut. Și nu, dacă nu e locul meu, mă duc. Nu stați liniștit. Doar ca să știu să ocup eu locul dumneavoastră. Dar de atâtea ori întreb, poate sunt oameni care băi, tu n-ai văzut, n-ai ochi, n-ai ochelari la tine, ridică-te, stai locul meu. Ce diferență! I-a fugit mintea. Nu doar să-l lase pe om acolo, nici să nu deranjeze pe altul. Înțelepciune în toate domeniile. Doamne, dă-ne, te rugăm. Să știm cum să mergem cu mașina, cum să vorbim cu oamenii, cum să lucrăm în grădină, cum să rezolvăm lucrurile la servici. În toate este necesară înțelepciune. Sunt destui oameni care nu pricep. Nu mai e nevoie de mai mulți. Și cu oamenii care nu pricep, nu poți să faci mare lucru. Se spune că au fost doi medici, unul psihiatru, celălalt chirurg. Și după un timp, medicul chirurg a făcut o vizită medicului psihiatru, care era de gardă într-un spital cu bolnavi psihici. Era doar el, cum spuneam, de gardă, o asistentă, două, știu, o femeie de servici, era pe acolo, vreo 40 și ceva de pacienți. Și chirurgul zice: măi, eu când îi operez pe ai mei, îi leg bine. Tu riști cu ai tăi nebuni să-i lași lobo de 4-6 și voi numai 5? Da, dacă într-o după masă îi apucă nebunia și vă lovesc sau fac ceva. La care psihiatrul răspunde calm, zice: tu nu cunoști nebunii. Ăștia nu se unesc, doi să facă o treabă. Ei sunt 45, dar ei sunt numai câte unul. Că nu-i ajută mintea, ei nu pot să facă asemenea planuri. Și cum, nu ți-e frică că pleacă? Auzi? Și dacă ar vrea câțiva să plece, numai le spun ceva la ceilalți și ei grijesc de ei. Pentru că nu poți. Dacă nu ai înțelepciune să știi ce să faci. Da, am spune noi, asta e chiar nebunie, nebunie. Da, dar mai mare nebunie decât asta este nu să fii legat acolo. Să fii legat acasă, poate de scaunul tău și să ai supărat și îmbufnat și să nu vorbești sau să te cerți. Și pentru asta nici nu se dau pastile. Măcar aceia sunt tratați, li se dau pastile de dormit și știe toată lumea că trebuie să se ferească de ei. Dar sunt atâți alți oameni lipsiți de înțelepciune. Iată câteva versete care evidențiază capacitatea înțelepciunii în toate problemele pământești. Proverbe, capitolul 29, versetul 8. Cei ușuratici aprind focul în cetate. Nu-și dau seama. Nu sunt răuvoitori. Nu mai n-au multă minte. Dar partea a doua le spune, a doua versetului, dar înțelepții potolesc mânia. Deci nu doar că poți să păstrezi o situație, dar și dacă undeva situația a explodat, ei se pricep să calmeze lucrurile. Așa cum s-a întâmplat cu Abigail atunci când a ieșit în fața lui David. David și-a dat seama și a zis: binecuvântată să fie înțelepciunea ta. Înțelepciunea este necesară de la conducerea națiunilor,
Și noi aici avem un rol ca și biserică să ne rugăm Dumnezeu să rânduiască și peste România, mai cu seamă în contextul actual, oameni înțelepți. Oameni înțelepți nu fac război, rezolvă problema pe alte căi. Pentru că știu să fie bun mediator, negociator. Amintiți-vă de episodul acela din 2 Samuel 20, când Ioab, învingător înaintea războaie, a ajuns în incapacitate de a rezolva altfel problema răscoalelui Sheba, fiului Bicri, n-a văzut altceva mai bun de făcut decât să dărâme o cetate, care era o mamă în Israel, spune acolo textul. S-a ieșit o femeie pe zid, l-a întrebat ce vrea, el le-a spus și scrie acolo atât de frumos. Cu înțelepciunea ei a înduplecat pe cei din consiliul local, l-a executat pe rău făcător, i-a aruncat capul peste zid, toate pietrele au rămas la locul lor, n-a mai fost nevoie nici de muncă, nici de alte vie să se pierdă. Pentru că înțelepciunea știe să ia răul cu penseta, nebunia dă cu barosul și poate tot nu nimerește. Când înțelepciunea este mai de preț decât tăria, valorează mai mult decât mulți bani, adică unii au mulți bani și tot nu știu ce să facă în a fi ei fericiți, bucuroși, în pace și în final să se mântuiască. Să citim din cartea 1 Împăraților, capitolul 10, despre împărăteasa din Seba și Solomon și să nu uităm că Solomon a cerut înțelepciune de la Domnul. Pentru că altfel nu ar fi avut-o în măsura aceasta. Scrie aici în versetul 1 că a venit să-l încerce prin întrebări grele. I-a spus tot ce avea pe inimă, versetul 3, Solomon i-a răspuns la toate întrebările și n-a fost nimic pe care împăratul să nu fi știut să-i lămurească. Vedeți? Nu știu ce probleme a avut, dar oricum, era regină. Nu cred că a întrebat de ce răsare iarna soarele mai târziu, doar. Deși dacă ar fi intrat în știința asta, ar fi pus problema mai adânc. Și scrie aici că spre plecare le-a zis versetul 8, ferice de oamenii tăi, ferice de slujitorii tăi, care sunt necurmat înaintea ta, care aud înțelepciunea ta. Mai adaug doar un text, asta pentru viața de familie, Proverbe capitolul 24, într-o vreme în care unele familii eșuează, iar în altele nu-i atmosfera plăcută. 24 cu versetul 3. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește, prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga, căci prin măsuri chipzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruință. Și versetul 14. Tot așa și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Așadar, înțelepciunea care vine de sus e mai de preț decât toată capacitatea intelectuală a oamenilor care au dobândit-o fie pe cale nativă, fie prin educație. E net superioară gândirii demonice și ca atare suntem avantajați puternic în ziua ispitei, în momentele de lupte spirituale, în slujirea sfântă, dar mai mult în toate domeniile vieții. Odată ce am văzut care este valoarea înțelepciunii, vreau să vă prezint trei aspecte prin care putem să dobândim înțelepciunea. 1. Prin rugăciune. Aceasta, ca dovada faptului că vine de la Dumnezeu, noi trebuie să ne smerim și să-i o cerem. Pe Solomon, David l-a învățat să ceară înțelepciune. Temă pentru acasă, pentru tineri, să caute unde este scris că l-a învățat David pe Solomon să ceară înțelepciune. Și Solomon a ascultat. Și zice Dumnezeu, atunci când el a cerut-o, citim din cartea 1 Regi, capitolul 3, versetul 12, voi face după cuvântul tău, îți voi da o inimă înțeleaptă. Versetul 13, mai mult îți voi da și ce n-ai cerut.
Așa le urez eu la unii, să-ți dea Dumnezeu și ce n-ai cerut. Dar conștient că asta se poate întâmpla numai dacă vor primi înțelepciune. Bogăție, slavă și dacă vei umbla, pentru că aici e secretul înțelepciunii, să rămâi mai departe în ascultare, în dependență de Domnul, îți voi lungi zilele. Proverbe capitolul 2. Problema rugăciunii pentru înțelepciune e foarte serioasă. Nu e vorba numai de a aminti din când în când rugăciune, Doamne, dă-mi înțelepciune. Trebuie să fim conștienți în mod profund de nevoia noastră de a avea înțelepciune în toate domeniile vieții. Altfel vom fi înșelați. Nu știm cum să procedăm în viață. Proverbe 2. Fericit de copiii, de tineri care ajung la cunoștința asta, fie învățând de la părinți, fie din adunare, așa cum a spus că a fost cazul David Solomon. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune, dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune, dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul, că e de fapt mai de preț decât argintul, și vei umbla după ea ca după o comoară. Vă rog să vă imaginați ce înseamnă să umbli ca după o comoară. Că să obține un om o diplomă face 4-5 ani de facultate, cu master cu tot. Ca să facă o casă, muncește. Efectiv, trebuie investiție, timp pentru a cere înțelepciune, scrie aici. Atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu, căci Domnul dă înțelepciune și din gura lui iese cunoștință și pricepere. Versetul 10, înțelepciunea va veni în inima ta, cunoștința va fi desfătarea sufletului tău, chipzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi, adică ești asigurat pentru viață. Și Noul Testament scrie la fel, Iacov 1:5, dacă îi cere, îi lipsește cuiva înțelepciunea socială de la Dumnezeu care dă, fără să se îndoiască, adică să fie conștient de această nevoie și să insiste, Doamne, te rog, dă-mi înțelepciune, ca fată, urmează să mă căsătoresc, Doamne, dă-mi pricepere, poate veni un băiat care vrea să mă înșele, se uită doar la școala mea, la frumusețea mea, sau crede că-s pocăită și va avea o femeie cu minte acasă. Doamne, m-ai pus într-o anumită lucrare, sunt într-un serviciu, dă-mi, Doamne, înțelepciune. Știți că Daniel a fost priceput numai în vedenii și în vis, a fost priceput și la locul de muncă. Au încercat să-l saboteze, să-i găsească vreo vină, cum că este incapabil și nu se poate achita de sarcine profesionale. Nici vorbă. Nici spre bătrânețe nu i-au găsit nici măcar ceva vrednic de mustrare, pentru că efectiv era înțelept, de aceea scrie în Daniel 6 că împăratul vrea să-l pună pe toată împărăția. De ce? Era foarte capabil. Cum? Primise înțelepciune de la Dumnezeu. În al doilea rând, primim înțelepciune prin cunoașterea Scripturilor, prin cercetarea lor. Cititul Bibliei nu este doar așa să ne luăm și noi sandwich-ul de dimineață. Sau ca și cum ar fi o datorie să terminăm de citit Biblia peste an. În Scripturi este ascunsă înțelepciunea lui Dumnezeu. Spuneam că înțelepciunea e necesară în toate domeniile. Să ne amintim de Iosua și citim din cartea sa, capitolul 1. El era proaspăt pus, deși slujise o vreme ca secunda lui Moise, pus în slujbă, dar avea o lucrare nouă, cucerirea țării Canaanului. Și spune Dumnezeu aici, versetul 8, cartea aceasta lege să nu se depărteze de gura ta. Și îmi place să spun când citesc acest verset și să arat la oameni că atunci se scrisese numai atât, vedeți? Primele 5 cărți, atât. Și între timp s-a scris încă atât, e toată Biblia. Dacă și numai cu atât putea să izbutească în toate lucrurile, dar cu atât, adică cu toată Biblia. Perfect ar trebui să fie, cum scrie în Noul Testament, desăvârșit pentru orice lucrare bună, spirituală sau pământească. Dar asta numai în ideea dacă vom cugeta, dacă vom căuta să facem ceea ce e scris, atunci vom lucra cu înțelepciune. Citim și din Psalmul 119, cel psalm care preamărește pe drept superioritatea cuvântului lui Dumnezeu în raport cu orice altă știință și cercetarea lui este o lucrare primordială în raport cu orice altă activitate. Psalmul 119, citim de la versetul 98.
Poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei, că și totdeauna le-am cu mine. Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei. Am spus înțelepciunea de sus, bate lumea demonică, bate în sensul superiorității toată capacitatea intelectuală umană, în concept umanist, că și mă gândesc la învățăturile tale, am mai multă pricepere decât bătrânii, că își păzesc poruncile tale. Să ne dea Dumnezeu harul să îndrăjim Cartea Sfântă. Asta spune și în Proverbe, capitolul 1. Asta e scopul celor scrise. Versetul 2. Pentru cunoașterea înțelepciunii. De asta a fost scrisă Cartea Proverbele și nu numai Scriptura întreagă. Pentru înțelegerea cuvinților minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată, de nepărtinire, ca să dea și lor neîncercați agerime de minte tânărului cunoștință și chipzuință, să asculte însă și înțelept și cel priceput și va căpăta iscusință. Dacă vedeți un om la care nu e dragă Biblia, să nu vă așteptați să găsiți înțelepciune pe buzile lui. Fetelor, dacă vreun băiat vine și vă pețește, vrea să mărite cu voi și vedeți că nu-i dragă Biblia, să știți că numai înțelept n-a fi. Nici dacă are bani, eu fi moștenit. Nici dacă e frumos, știți cum e și femeia frumoasă și fără minte. Bărbatul frumos și fără minte e și mai urât. Pentru că numai Biblia îl poate înzestra pe un om să fie cu adevărat om la el acasă, la servici și în adunare. Și pentru asta, repet, trebuie să ne smerim, să ne rugăm, Doamne, numai Tu ne poți înțelepți. Doamne, noi știm că ne-ai lăsat cuvântul Tău ca să ne faci înțelepți. În al treilea rând, înțelepciunea se dobândește mult în compania sfinților prin experiențele vieții de credință. De aceea, în Proverbe este recomandat să umblăm cu înțelepți, să ne ferim de oamenii mânioși, să nu ne însoțim cu nebunii. Pentru că este foarte important să trăiești într-un mediu de sfinți. Vă las o temă pentru acasă să studiați diferența dintre înțelepciunea prezentată în Cartea Proverbele și anumite expresii de înțelepciune care se regăsesc în Cartea Eclesiastru. Să vă dau doar un exemplu, Eclesiastru, capitolul 2. Scrie aici de la versetul 3, am hotărât în inima mea să înveselesc trupul cu vin, asta numai înțelepciune, nu-i? Potrivit proverbelor? Dar a zis el, în timp ce inima îmi va cârmâi cu înțelepciune, adică eu voi ști unde să mă opresc. Și a ajuns la următorul concept, versetul 12. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie, căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât în întuneric. Înțeleptul are ochii în cap, iar nebun umblă în întuneric. Până aici e bine, dar, zice el, am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Adică înțelepciunea umană și respectiv nebunia nu mântuiesc. Că poate fi unul cu 7 doctorate și altul n-are nici 2 clase. Dacă n-au primit înțelepciunea mântuirii, se duc în iad amândoi. Înțelepciunea asta descrisă în Eclesiastul repete diferit de cea din Proverbe, care înseamnă nu doar cunoaștere, înseamnă adevăr și neprihănire. Acest aspect este evidențiat foarte clar de Apostolul Pavel în Corinteni 2, unde face deosebirea între înțelepții veacului acestuia, între oratoria grecilor, pe care el n-a folosit-o, și înțelepciunea prin care Dumnezeu a mântuit lumea prin Domnul Hristos. Și o diferență categorică. Zice el la un moment dat acolo, 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 6, totuși ceea ce provenim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune și face diferența foarte clară. Dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia, care vor fi nimiciți pentru că n-au avut înțelepciunea care să îi salveze. Încheiem, motivându-vă o dată în plus să
înțelegeți că și cunoașterea valorii înțelepciunii ne va determina să o căutăm ca pe o comoară. Să admirăm înțelepciunea lui Dumnezeu și să dorim să avem și noi parte de ea. Să rostim cuvinte ca cele scrise de Apostolul Pavel în Roman, capitolul 11, versetul 33. Când intri în sfera înțelepciunii lui Dumnezeu, vei avea astfel de exclamații. Nu te vei socoti singur înțelept. O, adânc cu bogății înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătruse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui. De ce? Pentru că avem o măsură de înțelepciune foarte mică și nu ne dăm seama cum lucrează. Oamenii l-au priceput greu pe Dumnezeu în anumite fenomene ale naturii, în chestiuni de ordin astronomic. Dar mult mai greu este de priceput Dumnezeu în lucrările sale spirituale. Și în al doilea rând, spun în încheiere, înțelepciunea de sus ne este oferită numai prin intermediul Duhului Dumnezeu. Și este rezervată numai celor ce intră în subordonarea voiei lui Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt are această menire să ne conducă în tot adevărul. Ce a încercat Solomon nu merge. Să ai și înțelepciunile la Dumnezeu și să umbli pe unde vrei tu. No. Înțelepciunea lui Dumnezeu este rezervată celor ce se lasă călăuziți de Duhul Dumnezeu și umblă pe căile Lui. Doamne, ajută-ne și nouă. Așa spunea Domnul prin Neemia, le-ai dat Duhul Tău ca să-i faci înțelepți. Și înțelepciunea aceasta te călăuzește în orice împrejurare. Spune Domnul, când veți fi anchetat, nu faceți probleme. Vă voi da o gură și o înțelepciune, tu îți rezolvi problema. În tot adevărul ne călăuzește. Potrivit Scripturilor, în orice situație, un frate slujitor avea un plan cu privire la vremurile noastre și îi vorbea și Domnul pentru un bătrân din altă parte, ascultă. Nu-ți fă planul românești că strici relația cu Domnul. Că Duhul Sfânt pe cei sinceri îi călăuzește la vremea potrivită pe căile alese de Domnul. Asta nu doar s-a enunțat într-un mesaj profetic, asta spune Cartea Sfântă. Iată de ce noi ținem atât de mult ca să primim Duhul lui Dumnezeu. Iată de ce este atât de mare necesitatea să ne lăsăm călăuziți în tot ceea ce facem, ca în viață să avem izbândă, să umblăm cu înțelepciune și în final să beneficiem de harul cel mare al înțelepciunii, să fim mântuiți, slăviți să fie Domnul. Amin.